Cresc veniturile la bugetul public național, potrivit Ministerului Finanțelor, în primele două luni ale acestui an au fost încasate 14 miliarde de lei sau cu 17,6% mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Colega mea, Victoria Pădure, a studiat informațiile oferite de instituție și vine cu mai multe detalii. Victoria, bună seara! Te ascultăm! Bun găsit, Elena! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ministerul Finanțelor anunță că în perioada ianuarie-februarie veniturile la bugetul public național au crescut cu 2,1 miliarde de lei, respectiv sunt mai mari și încasările la bugetul de stat. Datele instituției arată că în perioada ianuarie-februarie veniturile bugetului de stat au constituit 8,6 miliarde de lei, iar comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu aproape 17% sau cu 1,2 miliarde de lei. În aceeași perioadă, în fondul asigurărilor sociale au fost încasate venituri de peste 6,6 miliarde de lei, în bugetul asigurărilor medicale peste 1 miliard de lei, iar în bugetele locale s-au acumulat aproape 4 miliarde de lei. S-au majorat și încasările la serviciul fiscal de stat. Acestea au constituit 3,7 miliarde de lei sau cu peste jumătate de miliard, mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Între timp, serviciul Vamal a acumulat 5,3 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 8 sute de milioane de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, toate angajamentele de plată pentru lunile ianuarie-februarie ale anului curent au fost onorate integral. Victoria, îți mulțumesc. Continuăm cu alte subiecte.